între maieșenilor cu Onofraș undeva în căciulă și Claudiu Ionescu. Până la urmă este gol pentru Dinamo, marchează George Țucudean, iată, până la urmă titularizat, reușește să facă ceea ce își doreau suporterii, ceea ce își dorea și antrenorul de la el. Iată cum o organizare defensivă destul de bună până acum, dublată și de dorința și determinarea ieșenilor, este pulberată, dărâmată de o fază fixă, un servant de calitate, Cătălin Munteanu, și un jucător foarte bătăios în suprafața de pedeapsă, greu de ținut, George Țucudean, are o agresivitate pozitivă, iată-l cum se oprește, apreciază bine traiectoria. Acum recuperează Alb Roșii, Fanionul rămâne jos, poate fi 2-0, dribling și este într-adevăr dubla lui George Țucudean. Minutul 22, Țucudean marchează al doilea gol. Dribling lejer în fața lui Cezar Lungu, pe piciorul său stâng, nu a ezitat să dribleze pe stângul. Iată, nu a fost offside la pasa lui Bubacar. Foarte bun timingul între Bubacar și Țucudean. Țucudean pare un atacant complet. L-am văzut marcând primul gol cu capul, l-am văzut apoi șutând violent cu dreptul, acum înscrie al doilea gol cu o execuție fină până la urmă. L-a făcut din gleznă pe Cezar Lungu. A mult sânge. Deci intrare, minge pentru Onofraș și gol! Gol este 2-1, frumos voleul lui Onofraș. A dovedit și el care simțul porții, iată. A știut că mingea îi vine acolo după această deviere. Milea, cel cu devierea. A țigănașul a centrat, Milea a deviat și Onofraș un voleu foarte sigur. Foarte bine a prins mingea. Mingea scoasă în dreapta, însă Petar Jovanović nu plecase spre ofensivă. Rămăsese în linie cu echipierii din apărare. Se complică Naumovski, însă rezolvă foarte frumos în prima fază. Iată și în faza a doua, în fața lui Onofraș. Însă Naumovski lăsat singur acolo să se descurce, poate ar fi trebuit să vină un coechipier să-l ajute. Și Pulhac în defensivă, la mijloc Isaba, Cătălin Munteanu și Bubacar în atac, Rus, Alexe și Țucudean, care marchează și golul 3 în acest moment. Iată, la primul atac al reprizei secunde, George Țucudean înscrie golul 3 al său. Cătălin Munteanu, centrare trimisă de Cătălin Munteanu, de gol într-un derby cu Steaua, câștigat de Dinamo cu 1-0 în Ghencea. Torje marca atunci cu capul. Hattrick Țucudean. Un meci excelent făcut de noul vârf al lui Dinamo. Ionuț Popa, acum Alexe în flancul stâng, Alexe în marginea careului pentru Țucudean, în careu Țucudean, gol, gol Dinamo, gol George Țucudean, seara perfectă. Se tare pe picioare Țucudean, poziție regulamentară, vedem la Alexe, pasa lui Bubacar, iată-l, Bubacar care inițiază această acțiune, l-a dat pasa la golul 2 al lui Țucudean. Și iată-l pe Țucudean, ce bine, ce inteligent stă în afara careului de 16 metri pentru a recepționa această pasă a lui Marius Alexe. 4-1, Țucudean demolează Iașiul pur și simplu. Și Dinamo nu dă semne Iașiului. Aleargă Țucudean acolo, un duel cu Tin, cu Țucudean pentru Rus! Laurențiu Rus, 5-1, minutul Dinamo dezlănțuită. Doar minutul 50, o diferență colosală. Iașiul ar putea să înregistreze o mare rușine în această seară pe Național Arena. Și încă o dată Țucudean câștigă duelul cu Tin și în prima repriză. L-a dominat copios Țucudean pe Tincu în duelurile 1-1. Au fost vreo 3 faze
care mi-a acum în minte, în care Țucudean l-a dat pur și simplu la o parte pe Tincu, la fel a făcut-o și cu Mitrea. A făcut-o și cu Mitrea, da. În câteva rânduri. Țucudean s-a distrat cu apărarea Iașiului. Parcă era un fel de... Vladu cearcă o combinație cu Milea, Claudiu Ionescu, Ionescu în fața porții și este out. S-a vorbit mingea a ieșit, mă rog, Claudiu Ionescu scoate balonul pentru Vladu. Este, 5-2, Vladu marchează cu dreptul. A ieșit, ia să vedem aici. N-a ieșit. N-a ieșit, nu. Mi s-a părut. Dar uite ce... Ce rău s-a apărat Dinamo la această fază. Nu s-au mai uitat la oameni. Nu s-au mai uitat ce au în careul de 16 metri. Da, normal, apare relaxarea, apare deconcentrarea la 5-1. Frumoasă execuția lui Vladu.